Evenimentul intitulat Vin în Vie s-a organizat în apropiere de Zalău sub motoul Vinul și muzica înveselesc inima omului și mai mult decât amândouă, iubirea de înțelepciune. Eu cred că putem să mâncăm și să gătim exact cum făceau bunicile noastre, socăcițele bătrâne, mătușile noastre, și să mergem mai rar un pic la supermarket. Foarte frumos. Chiar așteptam să se întâmple așa ceva, mai ales la nivelul sălajului, să spun așa. Ne bucurăm că promovează vechile obiceiuri, tradițiile românești. Mi se pare foarte reușit pentru că se îmbină culturile, se îmbină tradițiile vechi și tradițiile noi, se îmbină muzicile vechi cu muzicile noi. Este un festival despre producători care au investit foarte mult, foarte multă muncă, sudoare, și care au reușit până la urmă să dea publicului niște produse de calitate deosebită. Meniul a fost format din preparate românești, precum sarmale făcute în foi de viță, de vie și cârnați de casă. Pe lângă mâncarea gustoasă, oamenii au degustat și vinurile realizate printr-un proces unic din podgoriile Măgurei din Șimleu, Silvaniei. Ne-am dorit să creăm un festival al vinului și viței de vie, iar cu această ocazie să aducem în atenția invitaților aspecte importante de la culesul viei, cum ar fi zdrobitul strugurilor, obiceiuri din trecut și obiecte tradiționale, care unora le stârnește nostalgia, iar altora setea de cunoaștere. Evident că mi se pare un eveniment foarte bun, de înaltă calitate, și mă bucur să fac parte, mai ales că este o deschidere de drum, să zic așa, este doar un început și începutul arată deosebit de promițător. Localnicii speră că astfel de evenimente să devină o tradiție pentru comunitatea din județul Sălaj.